Toți bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani trebuie să se prezinte la centrul statului european în care armata va deveni obligatorie. Reprezentanții sexului puternic sunt direct vizați. Ministrul Apărării tocmai a făcut public anunțul. Totul va fi oficial din 2024. Începând cu anul viitor, bărbații tineri din Letonia vor fi nevoiți să facă armata. Parlamentul de la Riga a decis cu 68 de voturi pro și 11 voturi contra reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbații eligibili cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani. Serviciul de apărare a statului este răspunsul nostru la noua amenințare geopolitică. De la invadarea brutală a Ucrainei de către Rusia, noi nu putem asigura protecția Letoniei decât prin soluții defensive complexe care includ nu doar sisteme de arme, dar și pregătirea unei mari părți a societății pentru acțiune militară. Deși armata obligatorie a fost scoasă din țara europeană în 2004, recent oficialii letoni au decis reintroducerea serviciului militar în contextul războiului care se desfășoară în prezent în Ucraina. Pentru a intra în vigoare, noua lege trebuie promulgată de către președintele Letoniei. Recent, Vladimir Putin a primit pe numele său un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crime de război. Relatează playtech.ro.